Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în cadrul emisiunii Plaiuri Argeșene. Doresc să vă mulțumesc încă de la început pentru faptul că ne-ați fost într-un număr considerabil alături și în ediția trecută a emisiunii noastre și sunt convins că și de această dată veți face același lucru. La dispoziție vă stau în permanență două numere de telefon pe care puteți suna și veți putea astfel intra în legătură directă cu noi. De asemenea, site-ul emisiunii noastre, www.curiertv.ro, vă oferă posibilitatea de a ne urmări din orice colț de lume ați fi. De asemenea, și pagina personală a emisiunii Plaiuri Argeșene, cât și Crinu Spătaru vă stau la dispoziție pentru mesaje, dedicații și, de ce nu, mesaje frumoase pe care doriți să le adresați persoanelor dragi cu care colaborați sau familiei dumneavoastră, de ce nu. Acestea fiind spuse, nu rămâne decât să vă fac cunoștință cu invitatul special al emisiunii și o să spun invitatul pentru că pe parcursul acesteia veți descoperi că avem surprize frumoase pentru dumneavoastră. Am alături de mine un om de televiziune. Un om foarte drag, cred că nu am avut ocazia să spun de foarte multe ori acest lucru, însă vă mărturisesc dumneavoastră pentru prima dată, stimați respectatori, pentru că în topul preferințelor mele ca și realizator de emisiuni folclorice, el ocupă primul loc. Dar bineînțeles că dumneavoastră nu îl cunoașteți numai ca realizator de emisiuni folclorice, ci ca solist de muzică populară, pentru că așa s-a remarcat. Îi spun bun revenit pe Plaiuri Argeșene lui Georgel Nucă. Mulțumesc, Crinu Spătaru, pentru aceste vorbe frumoase. Trebuie să recunosc că pentru sufletul meu înseamnă foarte mult aceste cuvinte ale tale. Este o adevărată bucurie pentru sufletul meu, pentru că mă întâlnesc cu tine, pentru că mă întâlnesc cu publicul telespectator și eu știu că aici, în Argeș, există foarte mulți iubitori ai cântecelor noastre. Sunt oameni speciali pentru sufletul meu și de fiecare dată când mă inviți, eu vin cu mare, mare drag. Eu îți mulțumesc, Georgel, pentru că ți-ai furat așa din timpul tău. Știu că ești o persoană destul de ocupată și ai ajuns astăzi în cadrul emisiunii noastre pentru a oferi telespectatorilor cele mai frumoase daruri, cântecele tale. Se pare că vorbim de telespectatori și dumnealor sunt cu ochii pe noi. Haideți să vedem despre cine este vorba și cu cine stăm pentru prima dată de vorba. Alo, bună seara! Alo, bună seara, Crinule! Bine ați venit în casele noastre! Mă bucur pentru să rămâna și bine v-am regăsit. De onoare, domnul Georgel Nucă. Să rămâna, bună seara! Bine. Așa, aș vrea să dedic toată emisiunea din seara asta pentru toți iubitorii de folclor, pentru prietenii lui de aici din Pitești, care veneau undeva, ne întâlneam toți, undeva la o filmare. Ți-aduce aminte cine e, nu vreau să-i dau numele. Aș vrea pentru doamna Maria de la Câmpul Lung să-i urez multă sănătate, gânduri bune și să fie așa cum a fost o prietenă bună și devotată cu telefoanele și sănătate multă, că de asta are nevoie. Lui doamna Elena îi urez multă sănătate și să fie mândru de copiii dumnea ei. Pentru toți iubitorii de folclor, pentru toți consătenii mei din comuna Bascov, le urez multă sănătate și gânduri bune, că se apropie acum Dragobetele, sărbătoarea a poporului român. Și vouă, tineretul ăsta de astăzi, vă urez multă sănătate, gânduri bune și să fiți uniți unii cu altul, să duceți mai departe toată tradiția, portul popular, că asta ne-a lăsat străbunii noștri. Vă urez multă sănătate și domnul Georgel, la familia dumnealui, multă sănătate, la feciorul dumnealui și să avem parte numai de gânduri bune. Să rămână foarte bune și tot ce vă doriți. Mulțumim din suflet, doamna Felicia. O seară bună vă dorim în compania noastră. Mai avem un telefon. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Vă ascultăm. M-auziți? Bună seara. Mă numesc Călin Anca. Să rămână. Anca, ce faci, fină? Vorbește mai tare să te aud. Da? Bună seara, nașule! Bine ai venit la pe Plaiuri Argeșene! Mă bucur că ne-ai întors vizita și aș dori să fac câteva dedicații pentru sora mea, pentru Andreea, care pe 3 martie este ziua ei. La mulți ani, la mulți ani! Spun și personal. Mulțumesc! Și nu în ultimul rând și ție aș vrea să spun la mulți ani, pentru că știu că pe 11 martie este ziua ta, sper să ajungi la fel să-ți urez la mulți ani. Și toate, aș vrea să dedic toate melodii din această seară, părinților mei și, bineînțeles, surorii mele și, în ultimul rând, lui Ștefănuț.
Mulțumim foarte frumos, Fina, da? Te pup, Anca, și îi salut și eu pe toți din familia ta. Îți mulțumesc că urmărești aceste emisiuni și eu știu că nu îți scapă nicio emisiune de muzică populară, pentru că sufletul tău bate mult pentru cântecul românesc și îți doresc, încă o dată spun, viață lungă. Mulțumim foarte frumos și cu siguranță va fi o seară specială, pentru că dacă ne va cânta Nașul, vei sta așa cu ochii pe noi până la finele emisiunii. Mai avem un telefon, alo, bună seara! Bună seara, domnul Crinu, bună seara și invitatului dumneavoastră, domnul Georgel Nucă. Felicitări pentru frumoasa emisiune, felicitări pentru frumoși invitați pe care ne-i aduceți în față cu voci deosebite. Întreaga emisiune să fie dedicată pentru dumneavoastră, pentru domnul Georgel, pentru băiatul și fata de la telefoane, pentru toți soliștii zonei Curtea de Argeș, pentru domnul Micu Vlad, domnul Micu Mihai, Florin Deaconu, doamna Nuții Dragomir, Abraham, pleacă-mă de acolo, așa, și toți soliștii zonei Curtea de Argeș. Să aveți o seară liniștită, multă sănătate, fericire și tot ce vă doriți de la viață. Mulțumim foarte frumos, doamna Ioana, și ne bucurăm că și de această dată ați reușit să intrați în legătură directă cu noi și să ne transmiteți gândurile dumneavoastră bune. Georgel, am reușit să ne întâlnim destul de des, mai cu seamă în emisiunile tale, pentru că tu realizezi emisiuni frumoase la un post național și ai grijă. Ai un loc special în emisiunile noastre, pentru că ești cu voce frumoasă, ești un tânăr foarte talentat și știi foarte bine că în emisiunile noastre poposesc interpreții care au respect pentru cântec, respect pentru public. Ar fi mare păcat, am spus în multe emisiuni de televiziune, să întâlnim astfel de tineri și să nu-i lăsăm să se adreseze lumii. Mare păcat să frângem aripii de tinerilor. Noi încercăm, dacă vreți, prin acele emisiuni, ceea ce faci și tu aici la Curier TV, să pregătim generația de mâine a cântecului popular. Este foarte rău să trimitem spre uitare cântecele vechi, cântecele de altă dată și să-i trimitem cu aceste cântece, să spun așa, și pe interpreții tineri. Pentru că sunt foarte mulți interpreți tineri care aduc spre sufletele românilor astfel de cântece, cântece neauzite. Sau dacă sunt interpreți tineri, preiau din cântecele unor celebrități ale folclorului românesc, lucru care nu mi se pare a fi rău. Pentru că orice interpret la început de drum a avut un model. Iar pe parcurs, fiecare dintre noi ne-am creat un repertoriu și am încercat să devenim interpreți cu personalitate. Reușești atât de frumos să îmbini în emisiunile tale două sau mai multe generații în general și de fiecare dată o faci cu mult profesionalism. O să ne spui tu cât de grea este munca cu cei care, sau cât de deschiși sunt artiștii care deja sunt consacrați vis-a-vis de cei tineri care vin din urmă. Dar nu, înainte de a lua un telefon. Alo, bună seara! Bună seara, Crinu! Bună seara! Și bună seara, invitat tău, domnul Georgel Nucă. Bună seara, bună seara, doamnă, sărbuna. Este un om deosebit, îl cunosc destul de bine. Am vorbit foarte des la telefon cu domnia sa și doresc din suflet tot binele din lume și la tot să fie alături de familia sa. Și la mulți ani îi doresc din suflet pe 11 martie. Am aflat și eu ceva nou. Mulțumesc, vă aștept la ziua mea. Ai văzut, Ancuța, dacă ne urmărești, mai afli câte ceva nou. Iar ție, Crinu, îți doresc tot binele din lume, să fii fericit și bucuros alături de toți cei dragi. Mulțumim și frumos, vreau să-i Ancuța. Fac și o dedicație. Da. Familiei mele, cumnatei mele, nepoțeilor mei care îi iubesc foarte mult. Să străiască. Și tuturor celor care sunt alături de mine, tuturor artiștilor, tuturor primarilor și în special unui om drag sufletului meu, domnul Nelu Zulamo, un primar jos pălăria. Mulțumim foarte frumos, Ancuța, pentru intervenția ta. Toate gândurile noastre bune se îndreaptă către cei pe care tu i-ai amintit și îți mulțumim pentru faptul că, iată, ai reușit să intri în legătură directă cu noi, să ne adresezi câteva vorbe mai cu seamă lui Georgel, nu că mai avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Sunt Nicu Mihai de la Curtea de Argeș. Respect, vă salutăm, domnul Nicu.
Da, bună seara lui domnul Georgian Luca. Bună seara. Și mulțumim că a curs invitație dumneavoastră. Da. Așa, și doresc la mulți ani cu ocazia zile de rastere. Am auzit acum o interlocutoare care a stat mai pe vreme telefon. Da. Așa. Și aș vrea toată emisiunea să o dedic următorilor. Familiilor Nicu, Vlad, Zizi, Guliman, Petrică, Marea. Lui doamna Mioara Zorzora, doamna Ioana Nitescu, Ruții Dragomir, lui Ion și Niculina Duță. Și de asemenea, doamna Maria de la Câmpul Lung, multă sănătate și s-a auzit numai de bine. Doamne ajută la toată lumea și dumneavoastră multă sănătate. Mulțumim din suflet. Tu spuneai că este foarte bine ca tinerii să preia din repertoriul celor consacrați, spunând dacă și dumneavoastră sunt atât de deschiși, să apară lângă tinere la început de drum. Să știi că foarte mulți interpreți mari sunt deschiși spre dorințele tinerilor interpreți. Și dacă vrei, îți pot da un exemplu. O celebritate a cântecului argeșan, a cântecului românesc, doamna Tita Bărbulescu, este o interpretă care nu cunoaște invidia. Este un om care aduce sub aripa dumnei interpreții tineri. Nu de mult timp am înregistrat împreună cu dumnei câteva duete, șlagările dumnei. Pe care și te rog să promis că o să vin într-o emisiune viitoare să le prezinți. Promit că am să vin cu doamna Tita Bărbulescu. Văd că aici, la voi, sună telefoanele și mă bucură acest lucru. Am să spun mai multe lucruri despre Tita Bărbulescu, dacă sigur, pe parcursul emisiunii o să vorbim, eu pot să confirm acest lucru pentru că am cunoscut-o personal pe doamna Tita Bărbulescu și este, pe lângă faptul că un artist atât de celebru, un om cu totul și cu totul deosebit. Mai avem un telefon. Alo, bună seara! Alo și bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Dumitrescu Oana. Bună seara, Oana! Și aș vrea să fac și eu niște dedicații pentru tine. Mulțumesc, în frumos! Mult succes pe drumul cântecului popular. Mulțumesc! Pentru invitatul tău, de asemenea, multe realizări pe drumul cântecului popular. Mulțumesc! Pentru întreaga redacție Curier TV. Da. Pentru familia mea. Și pentru toți telespectatorii care urmăresc postul de televiziune Curier TV și emisiunea ta. Mulțumesc foarte frumos, Oana, și pentru tine, în mod special, din partea noastră a tuturor. Mulțumim frumos. Georgel, eu zic să începem să și cântăm, să deschidem programul muzical din această seară și te poftesc la locul pentru cântat, însă nu înainte de a prelua un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm! Salut, nănașule! Nu, să trăiești fină! Am spun că te iubim mult și Ștefan e bine. Da? Vreau să întorc și o dedicație surorii mele, să-i spun că o iubesc și eu mult, și pe ea, și pe tata, și pe mama, și pe fratele meu. Și te urmărim în continuare, că Ștefan de-abia așteaptă să cânti. Acum fac acest lucru pentru Ștefanel al nostru, pentru tine, pentru cei dragi, toate cântecele din această seară. Mulțumim, Nașule, seara plăcută. Mulțumim foarte frumos pentru telefon și haide să ne cânte Nașul, ce să mai. Nașule, ai legătura. Da. Și o boală grea,
mireteza din inima o. Și să nu-l văd pe cel drag. N-are cine-mi da apă, dea-o apă lacrimile, mă lasă puterile. Doamne, rău m-ai chinuit, cu ce oare ți-am greșit-o? Să-și amintească de mine, să-și amintească de mine, că-am fost trăinel pe lume. Oameni buni, ce aveți vedere, faceți totul cu plăcere, că cea mai mare durere este când nu ai vedere.
deosebit de frumos, Georgel. Mulțumim pentru aceste două prime cântece pe care ne le-ai adus în dar. Două cântece de suflet, așa cum este și sufletul tău de mare. Vreau să ne vorbești câteva cuvinte despre acestea. Aceste cântece sunt create de mine. Primul, Doamne Rău Mai Blestemat, este un cântec cu gândul către bunica mea, cea care nu vedea de peste 50 de ani, omul care m-a crescut de la 3 ani și acum, chiar dacă este în ceruri, îi port același respect și de la dânsa eu am învățat foarte, foarte multe lucruri, în primul rând bunul simț. Pot să cânti cel mai frumos, să arăți cel mai bine, să fii cel mai cel. Dacă nu ai și un gram de bun simț, să știi că publicul simte acest lucru, publicul te taxează. Eu încerc să fiu întotdeauna natural și încerc să nu mă prefac. Dacă sunt supărat, arăt această tristețe. Dacă sunt vesel, arăt această bucurie. Pentru că așa simt eu să fac. Chiar al doilea cântec este un cântec ce se referă la un tânăr care pleacă în armată și când se întoarce nu-și mai găsește părinții. Sunt cântece pe care eu le iubesc foarte mult. Întotdeauna îmi plac cântecele mai de suflet, cântecele de mamă, cântecele de dor, pentru că aceste cântece sunt povești adevărate și este bine ca în această perioadă să ne amintim și de cei dragi, de părinții noștri, de oamenii care întotdeauna ne-au fost aproape. Este o certitudine faptul că tu aceste cântecele treci prin filtrul sufletului, pentru că la fel le transmiți și telespectatorilor. De dovadă, iată că dumnealor sună în timpul emisiunii noastre și doresc să stea de vorbă cu tine. Alo, bună seara! Bună seara! Sărămâna! Maria din Câmpul Lung. Sărămâna, doamna Maria! Și vă zic încă o dată bună seara! Primul îți mulțumesc pentru că l-a adus pe Georgel Lucă, fiindcă luni este ziua mea și este un cadou din partea ta și eu îți mulțumesc foarte mult, foarte mult. Să rămână, doamnă, la mulți ani. Și Dumnezeu să te aibă în pază. Domnul Georgel, îi doresc multă sănătate, emisiuni frumoase, îl urmăresc mereu de câte ori am ocazia. Mulțumesc! Ca dedicație pentru doamna Felicia, îi mulțumesc pentru dedicația făcută, doamne Elena, fie Crinu încă o dată, pentru domnul de la telefoane, pentru domnul Nicu, îi doresc multă sănătate și mulțumesc de dedicația făcută, pentru doamna Simona Stoica, cu toate rudele dânsei, toate neamurile din România. Mulțumim foarte frumos, doamna Maria. La revedere. La mulți ani, doamna Maria, să fiți sănătoasă, toate gândurile de bine. Mulțumim din suflet și dacă am reușit să vă facem o seară specială și un cadou atât de frumos, precum a spus dumneavoastră, asta ne bucură cel mai mult. George, tu te-ai făcut remarcat ca și solist de muzică populară. De ce și televiziune? De ce și televiziune? Vreau să spun că eu mă uitam întotdeauna la emisiunea Tezaur Folcloric, o emisiune realizată de regretata Marioara Murărescu. Îmi plăcea cum știa să-i pună într-o lumină bună, îmi plăcea glasul dumneei, orice cuvânt pe care dumneai îl transmitea, eu îl rețineam. Mi-am dorit să devin prezentator de emisiuni folclorice, datorită doamnei Marioara Murărescu. A fost ca și model pentru Da, a fost un model în ale televiziunii. Mai apoi Dumnezeu mi-a oferit această șansă și bucurie să o cunosc îndeaproape, să merg în casa dumneei, să fac lecții cu dânsa de televiziune. Îmi spunea cum să deschid gura, îmi spunea cum să-mi aleg vorbele. Îmi spunea că întotdeauna când rămân în pană de idei, să mă leg de un costum, să mă leg de orice văd în jurul meu. Da, și pentru că se mai întâmplă și noi suntem oameni, nu? Exact. Întotdeauna se întâmplă și îi port mare respect. Tot dumneai a fost primul om care m-a pus în fața unor camere de filmat, îmi aduc aminte, în 1999, în prima mea filmare la Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București. A avut multă răbdare cu mine. Niciodată cât voi fi eu pe acest pământ, nu cred că pot să-i mulțumesc. De punct de vedere al artistului Georgel Lucă, care a fost faptul de pe care dumneavoastră ți le-a dat?
Întotdeauna îmi spunea că trebuie să zâmbesc în fața camerelor sau în fața publicului. Întotdeauna îmi spunea că trebuie să pun dulceață în voce. Întotdeauna îmi spunea că trebuie să fiu vesel, să transmit această bucurie, să transmit mesajul cântecului pentru a ajunge la sufletul omului. Îmi spunea că eu trebuie să mă gândesc că sunt într-o lume specială, că sunt într-o lume a mea și că scena, publicul, toate aceste lucruri îmi aparțin. A fost omul care mi-a dat, repet, aripi să zbor către lumea succesului. O să ne spui cum ai reușit tu și cu ce eforturi și cu ce sacrificii să-ți creezi această lume a ta, dar după ce vom prelua un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Crinu! Să rămână! Vă mulțumesc pentru că l-ați adus pe domnul George Nucă. Este o plăcere deosebită, doamnă. Favoritul meu este un idol. Deci are niște cântece de mamă. Mulțumesc. Ca te rănește la inimă, N-am cuvinte. Și dacă mai are un cântec de mamă, rog din suflet să mai cânte un cântec. Da, mai am, să știți, pentru că da, am ales pentru emisia din această seară realizată de colegul meu drag Crinu Spătaru câteva cântece de suflet. Am ales și cântece vesele. Dar da, pentru că așteptăm Sfintele Paști, este bine, repet pentru a nu știu câta oară, să ne amintim de cei dragi. Mulțumim foarte frumos, doamna Elena, și ne bucurăm dacă am reușit prin intermediul acestei emisiuni să vă facem o bucurie. O bucurie frumoasă ca George Nucă să fie astăzi prezent în cadrul acesteia și să vă ofere cântece frumoase. George, spune-mi cum ai reușit să scriezi această lume? În primul rând eu am fost și sunt foarte sincer în ceea ce fac, cu multă muncă, pentru că eu la începuturile mele eram o fire extrem de emotivă, o fire, nu știu, care niciodată nu-și găsea locul. Când apăream în fața publicului, mi-aduc aminte că trăgeam de haine, de emoții, dar am întâlnit în acest drum al meu, în drumul cântecului, oameni speciali, oameni care m-au făcut să scap de aceste emoții și mă gândesc aici la Ion Drăgan, îndrăgit interpret al cântecului gorjenesc, Lenuța Purja din Bistrița Năsăud, Paula Babalâc din Giurgiu, Constantin Gaciu din Olt. Am format așa, dacă vreți, o adevărată familie. Uitându-mă la ei, văzându-i cum apar în fața publicului, am zis că eu de ce nu pot să fiu ca ei. Și uite că am reușit să trec de aceste emoții, dar nu de fiecare dată le pot trece, pentru că și emoțiile fac parte din sufletul și din viața noastră și parcă dacă nu avem emoții, acest mesaj al cântecului nu putem transmite atât de bine. Acea emoție este bine venită în glasul unui interpret. Foarte frumos. Aceeași emoție vreau să ne transmit și tu în momentele ce urmează, pentru că ne vei mai cânta, George. Iar eu, între timp, voi mai prelua un telefon. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Crin! Să rămână! Și invitatului dumneavoastră! Mă bucur că ați invitat pe domnul George Nucă, care este din Drăgășani, olteanul meu. Cum vă nimerim noi pe dumneavoastră, doamnă? Mi-am petrecut copilăria în comuna Cungrea. Da, cunosc acea zonă. Mă bucur că sunteți de-a mea. Acum mă simt și eu ca acasă. Așa, domnul George Nuncă. Sunt în Pitești, am lucrat, m-am pensionat. Am doi frați în Pitești, suntem trei, doi frați în Pitești. Căsătoriți cu copii și nepoți. Așa, fratele meu profesor, cumnata mea profesoară și toți aici suntem. Locuim, eu locuiesc în Găvana 2, ei pe aici pe la nord, pe Negru, Vodă, pe Nicolae Bălcescu. Mă bucur foarte mult de melodiile dumneavoastră superbe care le-ați cântat. Vă mulțumesc. Și vă doresc și eu un CD-ul de la dumneavoastră. Îmi pare rău că în această seară nu am venit cu un CD la mine, pentru că am fost așa pe fugă, să spun, și dar promit că data viitoare,
Nicio... Aveți pregătit un CD, două, ca să fie așa. Nicio problemă, sunteți un cântăreț drăguț, așa cum este și domnul Crinu. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos, doamna Angela. Aveți popular, așa. Știu că mai moderat o emisiune la București. Da, așa este. Nu m-ai invitat de valoare. N-ați uitat folclorul românesc. Nu am uitat folclorul și nu îl voi uita niciodată, pentru că eu de la țară vin și cu folclorul am crescut, dacă vreți. Și să știți că folclorul nu foarte crește bine, pe străzile Bucureștiului. Așa. Mulțumim foarte frumos, doamna Angela. Multă sănătate vă dorim și vă dedicăm toată mapa muzicală din această seară. Va cânta pentru noi și pentru toți telespectatorii care ne urmăresc în aceste momente, George Luca. Și eu la Ilinca, hei! Mă duc și eu la Ilinca, și eu la Ilinca, să beau vinul cu ulcica. Și eu la Ilinca, să beau vinul cu ulcica. Și eu la Ilinca. Scoate, scoate la o cale, și eu la Ilinca, hei! Scoate, scoate la o cale, și eu la Ilinca, la plată nu-s parale și eu la Ilinca, când la plată nu-s parale și eu la Ilinca. Băgai mâna-n punga chingii și eu la Ilinca, hei! Băgai mâna-n punga chingii și eu la Ilinca, că se iața mămăligii și eu la Ilinca, lipită de fundul pungii și eu la Ilinca. Băgai mâna-n pozânar și eu la Ilinca, hei! Băgai mâna-n pozânar și eu la Ilinca, că se-i cremene șamar și eu la Ilinca, că se-i cremene șamar și eu la Ilinca. Când am zis mai adă toarnă și eu la Ilinca, hei! Când am zis mai adă toarnă și eu la Ilinca, mă loc cu tăciun la goană și eu la Ilinca, mă loc cu tăciun la goană și eu la Ilinca. Când am zis mai adă toarnă și eu la Ilinca, mă loc cu câinii la goană și eu la Ilinca. Tostate, cine hoară n-a intrat, n-a intrat și n-a cântat, când Gianca s-a jucat. Na-na-na, Gianca, na, șiruri, șiruri la dreapta și la stânga tot așa, na-na-na, Gianca, na. Cine-i cu hoară înainte, Gianca, să țină minte, să n-o uite niciodată, că are nume de fată. Na-na-na, Gianca, na, șiruri, șiruri la dreapta și la stânga tot așa, na-na-na, Gianca, na. Gianca de la Deleni, adusă de doi olteni, oltenii fără de mustață veneau cu Gianca-n brață. Na-na-na, Gianca, na, șiruri, șiruri la dreapta și la stânga tot așa, na-na-na, Gianca, na. Asta-i horă bătrânească, nu-i bătută oltenească, și se joacă pendelete cu mai mult
mulți băieți și fete. Na, 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 Gianca, na, și dur, și duri la dreapta și la stânga tot așa. Na, 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 Gianca, na, 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 Gianca, na, și dur, și duri la dreapta și la stânga tot așa. Na, 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 Gianca, na. Am revenit, stimați telespectatori, în cea de-a doua parte a emisiunii Plaiul Argeșene, iar pentru aceia care ați deschis televizorul ceva mai târziu, alături de mine se află binecunoscutul artist Georgel Nucă. Pentru a face o introducere surprizei care urmează, am să spun că tu întotdeauna, Georgel, vii în sprijinul tinerilor talente și nici în această seară nu faci excepție. Drept dovadă, sunt invitatul cu care tu ai venit în această seară. Spune câteva cuvinte pentru că tu îl cunoști mai bine și cu siguranță se cade ca tu să spui acest lucru despre el. Vreau să spun că este un interpret extrem de talentat și când spun extrem de talentat, ai să vezi că am dreptate când va cânta. Și-a făcut un repertoriu frumos și el nu cântă cum cântă alți olteni. Are o personalitate, are un stil al lui, lucru care mă bucură foarte mult să întâlnesc în ziua de astăzi oameni care nu aleargă după un succes ieftin și nu se mulțumesc cu un cântec două, nu se mulțumesc cu o apariție două și încearcă să muncească mult ca să devină cunoscuți, dacă vrei, acești interpreți în rândul publicului care iubește cântecul popular. Eu am întâlnit de-a lungul timpului tineri și am încercat să îi ajut așa cum am putut eu, pentru că și eu la rândul meu am fost ajutat și am întâlnit oameni care mi-au arătat un drum frumos și este bine să fim alături unul de altul, așa cum spunea și doamna care a sunat puțin mai devreme. Nu trebuie să fim invidioși. Loc sub soare există pentru toată lumea. Fiecare interpret are steaua lui. Și se spune așa că dacă poți să ajuți pe cineva, ajută-l din tot sufletul. Dacă nu poți să îl ajuți, lasă-l în plata Domnului. Păi, haide să-l ascultăm mai întâi și după care să vorbim și cu, și cu el. Da, numele lui după ce ne cântă. Și el... Vreau să vă mai spun atât, că el s-a îndrăgostit de muzica populară văzându-o la televizor pe Maria Ciobanu. I-am spus să scape, pentru că avea tendința asta să cânte numai din repertoriul doamnei Maria Ciobanu. I-am spus că un interpret trebuie să... să-și ai creeze personalitate, să-și creeze un repertoriu. Și a ținut cont de ce am spus și uite-l că acum și-a făcut un repertoriu frumos. Haideți să-l ascultăm pe Marian Bijoi.
și tună, of, măiculiță. Și tu, maica mea bătrână, of, măiculiță. Stai cu coatele pe vatră, of, măiculiță. Cu inima îndurerată, of, măiculiță. Strașina casei tele, of, măiculiță, este un cuib de rândunele, of, măiculiță. Toată ziua ciripesc, of, măiculiță, de copii ți-amintesc, of, măiculiță. La masă, of, măiculiță, să te facem bucuroasă, of, măiculiță. Ne-ai crescut, ne-ai legănat, of, măiculiță. Noi prin străini ne-am plecat, of, măiculiță. Foarte frumos, te poftim alături de noi, Marian Vijoi, și tu să te descoasem un pic, să vedem de unde, din ce zonă vii tu, și sunt convins că și telespectatorii Torin să te cunoască mai bine. Mulțumesc de invitație și vreau să mulțumesc și lui George, că datorită lui sunt astăzi aici, așa? Și îți urez multe emisiuni frumoase. Mulțumesc foarte frumos. Vreau eu să spun că el a copilărit în Oltenia, la bunicii lui, și acolo a învățat să cânte, asta îmi spunea el, că întotdeauna în casa bunicilor se asculta numai muzică populară. Și, și acum să înțeleg că te-ai depărtat puțin de casa părintească. Acum a plecat pentru că are o familie frumoasă în Italia, părinții lui acum stau în Dobrogea, așa că vezi un rol important în rândul nepoților, să spun așa, l-au bunicii. Într-adevăr, originea, vezi până la urmă cât de importantă este pentru fiecare. De ce te-ai îndrăgostit de cântecul popular? De ce este cel mai frumos lucru pe pământ, muzica românească, folclorul nostru românesc. În familia ta se asculta muzică populară, bă. Se ascultă și acum. Se ascultă și acum. Dar acum te ascultă pe tine, nu? Până când și fetele mele, care cea mare are 19 ani și cea mică 17, de când și ele ascultă muzică. Să stresc, asta e un lucru foarte bun. Asta deci înseamnă că se transmite de la...
Sunt la tânărul, da? Asta înseamnă că se transmite dragostea pentru cântecul popular în familia ta de la generație la generație și poate cine știe într-o emisiune viitoare vei veni cu fata ta împreună cu fetele să ne cânți. Da, cu mare plăcere să vin dacă va fi ocazia. Spune-ne câteva cuvinte despre piesele pe care le-ai cântat. Așa, deci prima piesă care am cântat-o se vorbește, textul este, tema în melodie este de două persoane care de fapt spune că în text că natura ar fi bătut pădurea și a lăsat-o fără frunze, fără crengi, cum și de multe ori se întâmplă în viața de zi cu zi, în perechea de oameni, se despart și tot ceva de genul ăsta. Nu numai oamenii au probleme. Numai nu probleme, pe când și pădurea. Să te rog la microfon, George. Deci, numai oamenii au probleme. De multe ori și pădurile au probleme, și munții, și izvoarele. Păi, sunt cântece inspirate. Perfectă, da, da. Cu natura, nu? Sunt cântece cu cuvinte, dacă vrei, frumoase. Într-adevăr, și natura face parte din viața omului, nu avem cum să omitem, mai ales în cântecele populare, de fiecare dată și are locul de cinste, pentru că, dacă ați putut observa, majoritatea cântecelor încep cu foaie verde, nu? Da, și acestea, după părerea mea, sunt cântecele autentice, unde se vorbește despre coduri, despre păsări, despre izvoare. Bine, că în ultima perioadă, interpretul a avut și are posibilitatea să-și creeze. Înainte, specialiștii nu erau de acord ca un interpret să creeze un cântec. Ceea ce eu nu văd rău acest lucru, pentru că fiecare își pune viața lui în cântec, dacă vreți. Și cum evoluăm continuu, bănuiesc că e foarte greu să mai găsești cântece foarte vechi care să nu fi fost deja cântate de alți interpreți. Georgel, tu urmează să ne cânți în momentele următoare și te poftesc la locul pentru că să mai ascultăm două cântece frumoase în interpretarea ta și sunt convins că aceste cântece vor ajunge la sufletul telespectatorilor, pentru că tu cânți din suflet pentru suflet. Și mai avem și un telefon, spun colegii mei. Alo, bună seara! Alo! Da, vă ascultăm! Alo? Vă ascultăm, noi vă auzim. Mandu sunt. Cu respect, domnul Mandu. Domnul Crinu, atât pe dumneavoastră cât și invitații din această seară de la Curier TV, niște invitați de marcă. Mă bucur că sunt așa soliști care aduc din propria pepinieră cântece și melodii și n-am decât să-i fericit și să le transmit multe realizări și multe împliniri. Tot cu această ocazie vreau să transmit această mapă muzicală celor ai mei de la Corul Veteranilor, celor care mă cunosc și tuturor celor care ascultă acest post de televiziune Curier TV și n-am decât să zic o viață lungă și să ne ducă mai departe acest post echidistant al județului Argeș. Domnul Mandu, stați puțin, domnul Mandu, mulțumim frumos. Există cumva un grad de rudenie între dumneavoastră și interpretul Marian Vijoi? Nu. Nu aveți niciun grad de rudenie, nu? Nu. Purtați același nume, Mandu, să înțeleg? Nu, am întrebat pentru că și el are un unchi aici în Pitești, acest nume de Mandu. La Drăgășani am pe cineva Mandu, dar nu cu familiarizat cu aceea. Am înțeles. Acel nume Bijoi. Am înțeles. Dar tot într-o familie suntem, domnul Mandu. Da, toți suntem români și toți purtăm amprenta asta românească, pentru că... Mulțumim din suflet. În momentul când o dispare folclorul, noi ca nație nu mai existăm. Așa este, perfectă dreptate. Vă doresc încă o dată emisiune plăcută și să ne aduceți mai departe cântecul ăsta popular. Mulțumim foarte frumos. Ne mai scoate din anonimat. Mulțumim de suflet pentru telefon. Mai avem un telespectator. Alo, bună seara. Te mai țin puțin în picioare, George. Nicio problemă. Alo. Alo, da, vă ascultăm. Alo, domnul Crinu? Da, la telefon. Bună seara. Vă auziți? Vă auzim, doamnă. Mă numesc Mateiu Corneliu din Comuna Botin. Să rămână.
În primul rând vreau să vă felicit pentru frumoasele emisiuni care le faceți și pentru interpreții care îi aduceți. Mulțumim, e super. Sunt o fostă colegă de-a lui mătușa mata, Lenuța Dumitrescu, din Schietul Golești. Atunci vă îmbrățișez de două ori, drag. Am lucrat împreună cu ea la telefoane și îi urez la mulți ani prin dumneavoastră. Da. Și pentru prietenele mele care mă ajută la necaz, Iulia și cu Maria. Da. Și pentru toți consătenii mei din Boteni și pentru dumneavoastră în primul rând și îl felicit și pe domnul Georgel Nucă pentru vocea frumoasă care o are și ne încântă tot timpul. Mulțumim. Și pentru copiii mei care sunt domna Moldova. Aoleu, și e căsătorit cu o fată din Jugur de la dumneavoastră, cu Marcela Soroiu. Ia uite, și mă bucur foarte mult. Le doresc și lor multă sănătate și pentru toți dușmanii, domnul Crinu, că m-am și eu dușmani. Cu toate că n-am făcut la nimeni rău, dar uite că mai mi-aud și rele. Noi le spunem tuturor prieteni, doamna, pentru că prin ceea ce facem noi aici, prin muzica pe care o aducem în casele dumneavoastră, dorim să nu existe decât dragoste, voie bună și multă, multă bucurie, nu? Mulțumim din suflet, doamna Cornelia, și mă bucur că ați amintit de oameni dragi sufletului meu, de locurile mele natale. Salut toți consătenii de acolo, din satul Jugur, comuna Păinarii de Mușcel. De asemenea, o pup și o îmbrățișez cu drag pe mama Leana, așa cum spun eu, Elena Dumitrescu, și dedic cu drag următoarele două cântece interpretate de George Lucă. Vânzuliță, seminocri, of, măi lume draga mea, mi-a dat Dumnezeu noroc, of, măi lume draga mea, mi-a dat Domnul un băiat și mi-e sufletul împăcat, are ochi de rândunea, e sufletul lui tata. Dă, Doamne, la lume bine și băiatului meu zile multe sănătate, ca atunci ați bogat în toate. Mi-aș da inima din mine să-ți fie puiule bine. Cea mai mare mulțumire este că ai venit pe lume. Nu-mi doresc bani nici palate, că tu faci mai mult ca toate. Puiuri, tati, puișori, oh, măi lume draga mea, fără tine simt că mori, of, măi lume draga mea. Când vei crește mare odată, să-mi dai o cană cu apă, sau poate că nu-mi vei da și de mine vei uita. Hai să uiți că te-am crescut și că te-am pătimit, câte nori ne-am făcut zile, puiu, tati, pentru tine. Limpede din râu, lanuri întinse de greu, lanuri mândre nesfârșite cu spicele aurite. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Îi plac lungile cu flori să joace la sărbători. Sârbe mândre tinerești și horele pătrânești, să le joace, să le cânte lumea întreagă să.
să le asculte. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Că și eu românaș sunt în țara șalii pământ. Că și eu românaș sunt în țara șalii pământ. Când pădurea și izvorul văd în dragostea și dorul. Mizaș codrii din Carpași când dragostea de frați. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. Că și eu româna sunt când țara șalii pământ. Întreb inima și-mi spune unde-i mai frumos în lume. E frumos, unde e mai frumos pe lume, dacă nu alături de oameni dragi, alături de telespectatorii noștri frumoși și foarte mult iubitori de cântec popular. Eu spun că cel mai frumos e aici, în Argeș. Așa este. Dar și Vâlcea e vecină. Să știi că toate zonele sunt extraordinar de frumoase, fiecare zonă are frumusețea ei. Și am care zonă îți place cel mai mult? Pentru că ai mers foarte mult cu filmările, cu ca să fiu sincer cu tine, cel mai mult îmi place zona Maramureșului. Acolo am făcut eu, ca realizator tânăr, să spun așa, cele mai frumoase filmări alături de celebrități ale cântecului popular. Cei mai de seamă interpreți ai cântecului maramureșan au fost în emisiunile pe care le-am făcut acolo la Muzeul Statului din Sighetul Marmației. Dar vreau să spun că Argeșul este o zonă extraordinar de frumoasă pentru sufletul meu, pentru că aici am prieteni adevărați, am foarte mulți interpreți și dacă îmi dai voie să rostesc câteva nume... Te rog, mai cu seamă că sunt și prieteni. Cristina Turcu Preda, o interpretă extrem de talentată, dragă sufletului meu. Daniela Cernea, o altă prietenă de-a mea, sora mea dragă. Vreau să-l salut cu mult respect și pe Valentin Grigorescu, un colaborator drag al emisiunilor noastre. Ioana Anton, Daniela Bărbuceanu, Cornel Udeanu, un om tot așa care pune și el suflet pentru cântec și pe Leo Leon Odeanu, vreau să-l salut, Lucica Baciu Bican, Zina Ghițulescu, sunt mulți, mulți interpreți care îmi sunt tare, tare dragi. Să nu mai vorbim despre celebritățile Argeșului, doamna Elisabeta Turcu, doamna Elisabeta Ticuță, profesorul Gavril Prunoiu, doamna Tita Bărbulescu și vreau să le spun telespectatorilor noștri... Te rog, aici vreau să ajung și eu. Primăria orașului Topoloveni Argeș s-a gândit să organizeze prima ediție a Festivalului Național de Folclor, concurs Tita Bărbulescu. Este un concurs ce se adresează tinerilor interpreți dornici de afirmare în lumea cântecului popular. În data de 6 va fi concursul, iar în 7 gala laureaților. Acest festival este realizat împreună cu Centrul de Creație Argeș, Casa de Cultură din Topoloveni, primăria, așa cum spuneam, și eu mă bucur pentru că acest om, doamna Tita Bărbulescu, merita un astfel de festival. Și îi îndemn pe toți interpreții tineri să se prezinte la acest concurs, pentru că în juriu sunt specialiști în domeniul folclorului. Și am să spun că va fi acolo Roxana Gibescu, președintele juriului, Gheorghița Nicolae, producătorul și realizatorul emisiunii Tezaur Folcloric, doamna Carmen Vrabete, realizator al televiziunii române, Violeta Ianculescu de la radio, realizatoarea concertelor de muzică populară, Teodor Isaru, cel de la Electrecord, un muzician adevărat, doamna Tita Bărbulescu, domnul director de la Casa de Cultură, domnul de la Centrul de Creație. Adică acolo sunt specialiști și să știți că este un juriu care apreciază pe bune, să spun așa, calitățile interpreților. Și mi-aș dori să se întâmple acest lucru, să nu fie cum se întâmplă în toate festivalurile de folclor, să se meargă doar pe preferințe. Acolo ar trebui să câștige cel mai bun. Ce merită. Foarte frumos spus. Mai avem un telefon și merită să ascultăm telespectatorul nostru. Alo, bună seara! Alo! Alo, da, vă ascultăm! Alo, bună seara, domnul Crinu! Bună seara, doamna Geta! Și invitațiilor dumneavoastră!
Bună seara! Vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți. Mulțumim frumos! Că aduceți oameni foarte talentați, în special pe domnul Georgel Nucă, pe care eu sunt răită de cântecele dumnealui și îmi place foarte mult. Mulțumesc, care îl iubesc pentru ceea ce face dânsul. Mulțumesc din suflet. Să știți că vorbele acestea ale dumneavoastră îmi dau mult curaj a merge mai departe spre această lume extraordinar de frumoasă. Contează mult o vorbă pentru un interpret de muzică populară și eu am spus-o în multe emisiuni de televiziune că și un zâmbet ne face să ne transformăm, ne face să fim mai atenți și ne face să transmitem mai mult așa din sufletul nostru dragostea pentru cântecul popular. Vă mulțumesc pentru aceste vorbe. Vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut și faceți în continuare. Succes pe tot parcursul vieții dumneavoastră în muzică populară și celuilalt băiat care e cu dumneavoastră, că nu știu cum Marian Bijoi. Marian Bijoi. Multe realizări și împliniri. Și multă sănătate vă doresc, domnul Crinu și dumneavoastră la fel. Mulțumesc din suflet, doamna Geta, să fiți sănătoasă și ne bucurăm că în această seară ați fost alături de noi. Mai avem un telefon, alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Adelina Moiceanu. Te pup, Adelina. Și eu pe dumneavoastră. Eu vreau să vă felicit pentru emisiunile frumoase pe care le realizați. Mulțumesc. Vă felicit toți invitații și îi doresc domnului George Lucă multă sănătate și multe realizări în viață. Mulțumesc! Adelina Moiceanu este elevă la Școala Populară de Artă și Meserie din Pitești, secția Cantă Popular. A, înseamnă că ne vedem la concurs, nu? O fată foarte talentată, nu știu dacă are vârsta. Câți anișori ai? 10. 10 anișori. De la 14 ani. Peste câțiva ani, cu siguranță. 14... Cred că 14 sau 7, 16, da, 16, 30 de ani, așa este regulamentul. Da, dar nu-i nimic. Noi avem aici un loc pentru tine, Adelina, și cu siguranță când va veni momentul, o să te vedem aici pe platoul din emisiunii noastre și cu siguranță și la Georgian, pentru că ești o fată talentată și meriți. Mulțumim frumos pentru telefon. Iată că tinerii frumoși și talentați ne urmăresc în aceste momente și ne bucurăm că generația aceasta, și mai tânără decât mine, decât tine, Georgel, îmbrățișează cântecul popular. Asta înseamnă că folclorul nu va pierde niciodată. Vedeți? El. Folclorul. Pentru că în folclor se include costum, obicei, cântec și așa mai departe. Ei bine, folclorul este la loc de cinste și mă bucur că împreună cu colegii mei, împreună cu, nu știu, interpreții, toți încercăm să păstrăm această flacără a folclorului românesc. Pentru că, așa cum spunea puțin mai devreme un telespectator, este lucrul cel mai depres pentru noi, lucrul care ne-a mai rămas. Urma identitatea noastră, ca așa este. Marian, urmează să ne cânți. Înainte de a ne interpreta următoarea melodie, mai doresc să salut pe cineva de aici de la Pitești, poate ai fieți în rude. Da, vreau să salut și eu toți argeșenii, toți piteștenii și în ultimul rând televiziunea și toți prietenii care mă cunosc. Pentru toți prietenii și pentru întreaga noastră familie de aici de la Curier TV, te poftim la locul pentru cântat. Da, aș vrea până... Tu poți să mergi să... Vrei să mai zici ceva sau ce? Am înțeles. Vreau să-l mai salut și eu pe un alt coleg de cântec de aici, mai tânăr, Mihai Enescu, un om care tot timpul mă sună și este aproape de mine și îi mulțumesc că mă sună în fiecare zi. Vreau să-l salut cu mult respect pe unul dintre cei mai îndrăgiți interpreții cântecelor noastre. Este vorba de domnul Nicolae Martin și pe doamna și pe Loredana Heleșanu. Sigur, îi salutăm și îmbrățișăm cu mult drag. Marian, te poftim la locul pentru cântat, iar noi vom prelua un telefon între timp. Alo, bună seara! Alo? Alo, da, vă ascultăm. Bună seara, Crinu, și bună seara invitaților tăi. Să rămână. Vreau să dedic o această seară minunată, da, a cucei, pentru că a fost ziua ei. La mulți ani. Îi spunem și noi Dumnezeu multă sănătate și mult noroc în viață și Dumnezeu să o binecuvânteze mai înainte.
până acum, cum a binecuvântat-o până acum, îmi cer scuze că am emoții. Faptul că mă bucur foarte mult că l-a adus pe domnul Georgel Nucă și îl iubesc foarte mult și toate melodiile le ascult cu mare drag. Ne bucurăm să auzim acest lucru, domnul. A cântat un cântec și al lui doamna Maria Cornescu, care doamna Maria Cornescu iubeam foarte mult de când eram mic copil. Da. Primul cântec îl dedic lui mama mea, pentru că ea este bolnavă și iubește foarte mult acel cântec care îl cântă, întotdeauna plânge. Mulțumim din suflet, doamna Puia, multă sănătate îi transmite mamei dumneavoastră și întregii familii. La mulți ani încă o dată pentru Ancuța să fie sănătoasă și să fie întotdeauna aproape cu sufletul alături de noi. Ne cântă în momentul ce urmează Marian Bijoi. Mulțumim din suflet, Maria Mijoi, pentru acest cântec deosebit. Te poftim alături de noi. Georgel, tu urmează să ne interpretezi încă două cântece frumoase, însă înainte de ajunge tu pe scenă, aș dori să te întreb dacă ar fi să întoarcem puțin roata. Ai alege același drum? Da, același drum. Cu privire la profesie. L-aș alege. Da, pentru că eu, datorită profesiei, am renunțat și la copil, am renunțat și la soție, am renunțat la multe lucruri din viața mea. Pentru că mi-am dorit să fac televiziune. Așa simt eu că sufletul meu bate pentru televiziune în momentul de față și pentru cântecul popular. Este foarte rău când jumătatea sufletului nu te înțelege. Da, și atunci va trebui să alegi. Și s-a ales.
și s-a ales. Te poftez la locul pentru că dat, însă până să ajung și tu voi mai prelua un telefon. Alo, bună seara. Bună seara, domnul Crinu. Vă salut, cu respect. Sunt George Turcilă. O, salutare, George. Salut, te colegul nostru. Pentru frumoasă emisiune care o faci. Mulțumesc. Și special te felicit pentru invitatul special care l-ai din seara aceasta, pentru domnul George Nucă. Este un mare realizator de muzică populară, dar și producător care știe ce să facă în muzica populară, știe să aducă interpreți buni și să-i pună într-o adevărată valoare. Mulțumesc frumos, George, pentru aceste cuvinte. Știi foarte bine că și tu ești un colaborator drag al emisiunilor noastre. Cu mare drag și vă doresc mult succes și multe realizări frumoase ca și până acum și mai multe de acum încolo. Mulțumesc din suflet și succes. Foarte frumos, George Turcilă, un coleg foarte drag nou și ne bucură că iată în această seară este și în această seară este alături de noi. Înainte de a ne cânta tu, Georgel, să știi că avem o prietenă comună, este vorba de Mihaela Dragu, pe care o salut cu drag. Salut și eu, colega. Pentru mine este colegă și prietenă și pentru tine a fost școală, colegă. Da, așa este. O salutăm cu mult drag și de asemenea mai am o dedicație specială de făcut pentru măița Dorina din partea nepoatei Luiza Peșa. Întreaga emisiune a fost pentru dumneai. Mi-a spus nepoata dumneavoastră că ne urmăriți, stimată doamnă. Vă îmbrățișăm cu drag și vă dedicăm următoarele două cântece. S-a întins doată poiana, sârba ca pe la tizmana. Ca-șa-i hora horelor și sârba oltenilor și se joacă scuturat. Cum e din bătrân lăsat, o pun a două și-a de trei. Joacă sârba dacă vrei, o pun a două tot așa, sârba ca-n Oltenia. Sate, joacă sârba pe săltate. Vine și mândruța mea, mă prind și eu lângă ea. Ca-șa joacă fetele cu flăcăii sârbele, sârbe mândre oltenești, cantizmana și lelești. O pun a două și-a de trei, joacă sârba dacă vrei, o pun a două tot așa, sârba ca-n Oltenia. Joacă și ascultă, joacă și mândruța mea, mă prind și eu lângă ea. Și jucăm până înserat, ca așa-i din bătrân lăsat. Sârba noastră oltenească, cine o joacă să trăiască. O pun a două și-a de trei, joacă sârba dacă vrei. O pun a două tot așa, sârba ca-n Oltenia. O pun a două și-a de trei, joacă sârba dacă vrei. O pun a două tot așa, sârba ca-n Oltenia. Eu sunt socru mare, băiatul mi-am însurat. Și e nuntă mare în sat, mi-a dă inima ca focul. Să mă văd odată socru, socru mare mă văzui. La nunta băiatului, au. Astăzi eu sunt fericit, că visul mi s-a împlinit. Că am noră bună în casă, fată
mândră și frumoasă, Doamne să ne dai putere, că-i cea mai bună avere. Doar noroc și sănătate, că atunci le fac pe toate. Nevastă, nevasta mea, ad vinul cu cana, ca să seară mă în băt, când mă freacă cu oță, ca să zise sărbătoare, doar odată socru mare, când a zăut ar mai tare, să se audă până în vale. Foarte frumos, Georgel, să te ajute Dumnezeu să ajungi socru mare și mulțumesc. Să te bucuri de băiatul tău, să-ți trăiască, să fie sănătos. Toată lumea să trăiască, toți copiii să înflorească, să fie sănătoși. Și are voce băiatul tău? Nu știu dacă va cânta și nu cred. Nu crezi că, nu. Că se va și urma acest talent? Și nu să-l forțez, pentru că un lucru forțat se simte. Eu îl las să facă ce vrea el și ce simte el. Exact cum ai făcut și tu, probabil. Da, pentru că un interpret trebuie să vibreze, trebuie să simte el acest lucru. Nu poți că vrea mami, că vrea tati, că vrea buna, că nu vrea dar buna. Dar la tine a vrut cineva să cânți? Da, și-a dorit foarte mult bunica mea. Avea o voce foarte frumoasă, o voce asemănătoare cu a Ioanei Radu. Cânta tot timpul Mierlița când e bolnavă, un cântec din repertoriul Ilenei Constantinescu. Eu am dormit în pat cu bunica mea până la vârsta de 16 ani. Și îți dai seama, tot timpul o auzeam cântând, tot timpul mă dădăcea și îmi spunea să fii cu minte, să nu faci prostii, să dai sărut mâna. Este omul care, dacă vrei, pentru sufletul meu contează cel mai mult. Georgel, și pentru ceea ce ești astăzi, cu ei mulțumim. În primul rând, bunului Dumnezeu, apoi bunicii mele și în al treilea rând, să spun așa, omului care mi-a arătat că a spre succes, pentru că un interpret nu se poate adresa lumii fără un, mai mult realizator de emisiuni folclorice. Poți să cânti extraordinar de frumos dacă nu te cunoaște nimeni și stai undeva într-un sat uitat de lume, așa cum miream eu la Voicești de Vâlcea, de unde vin. Nu știa nimeni despre mine, dar doamna Mărioara Mărărescu a avut încredere în mine, am luat primul, al treilea, la un festival în Mureș și apoi m-a chemat în Muzeul Satului, ți-am spus, din București. Că de obicei nu s-a înșelat, a avut mână bună. Da, eu zic că da, dacă oamenii sună și spun că este bine ceea ce fac, tind să cred că este bine. Spune, care este cea mai mare dorință ta din punct de vedere profesional pe viitor? Cea mai mare dorință a mea este să fac un concurs, să spun așa, unde să participe interpreți profesioniști, interpreți care sunt angajați ai unor festivaluri, ai unor ansamblu folclorice, pentru că, nu știu, nu un concurs pe bune, să spun așa, cu premii, că ăla este cel mai, adică o întrecere, o emisiune, un maraton, un, exact, și acolo să participe mai multe celebrități, dar este foarte greu să facem astfel de show-uri, da, pentru că orice emisiune trebuie buget în primul rând. Da, trebuie buget. Cu o emisiune nu se realizează așa la voia întâmplării. Dar poate că dă Dumnezeu să realizez și o astfel de emisiune. Mi-am dorit în viața mea, ca realizator de emisiuni folclorice, să lucrez cu doamna Munților, cu Lucreția Ciobanu. I-am făcut o emisiune de 3 ore. O emisiune doamnei Maria Ciobanu. O emisiune pentru Benone Sinulescu. Una pentru Gheorghe Roșuga. O emisiune pentru Vasile Cadinu, o emisiune pentru Ileana Ciuculete, o emisiune pentru Steliana Sima, acum urmează doamna Veta Biriș, o emisiune pentru doamna Sofia Vicoveanca. Am făcut în viața mea, să spun așa, cam ce mi-a plăcut și mulțumesc lui Dumnezeu. Doamne ajută la cât mai multe realizări, Georgel. Mulțumesc. Sper pe final de emisiune și vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ai fost prezent în această seară, ai acceptat invitația de a fi alături de telespectatorii noștri argeșeni și nu numai, pentru că ne pot urmări oamenii de pietotindeni și mai cu seamă îți mulțumesc pentru omul deosebit care ești.
Eu îți mulțumesc ție și te felicit pentru tot ceea ce faci aici la Curier TV, pentru că aduci interpreți valoroși și să știi că întotdeauna aud numai vorbe frumoase despre această emisiune a ta. Este un lucru mare ca un realizator să mai ai o relație frumoasă cu interpreții cunoscuți. Tu ai această relație datorită bunului simț, datorită faptului că știi să pui într-o lumină bună interpreții de muzică populară. Și felicit pe cei care conduc această televiziune, pentru că în grila de programe au așezat și o astfel de emisiune. O emisiune care nu trebuie să lipsească, după părerea mea, de la niciun post de televiziune. Foarte frumos spus. O să la repede de la tine, pentru că tu vei încheia această seară prin cântec. Pe ultima 100 de metri o să luăm și un telefon, după care o să ne luăm la revedere și de la Marian Bijoi. Alo, bună seara! Alo! Da, vă ascultăm. Cât se poate de repede. Frumos, vreau și eu cu domnul Georgel Nuca, cântecul din armată, ce vi s-a visat în armată, sau dacă nu are în repertoriu, cântecul să știți, cu bunica. Doamnă, din câte știu, ăsta urmează. Vă mulțumesc în suflet. A sunat gând la gând, ca să spun așa. Ați avut o intuiție foarte bună. Mulțumim pentru telefon. Marian, îți mulțumesc frumos pentru faptul că ai fost prezent în această seară în cadrul emisiunii noastre. George, te rog să ne ajuți puțin cu microfonul, pentru că nu reușim să ne auzim. Crimine, eu îți mulțumesc ție pentru invitație, mulțumesc lui George că m-a adus la tine în emisiune, mulțumesc foarte mult televiziunii. Și cum s-a spus la început, să dea Dumnezeu să ne mai vedem și la alte emisiuni foarte frumoase ca cum a fost asta din seara asta. Doamne ajută și tu să ai mult succes, să-ți doresc. Și vă mai așteptăm aici în cadrul emisiunii noastre. Mulțumim, stimați spectatori, pentru faptul că ne-ați fost alături în această seară. Eu sunt Primus Pătavu, iar până data viitoare vă doresc toate cele bune. Vă las în compania lui George Luca și a televiziunii Curier TV.
Când eu fi foame sau sete, să nu-l lași pe-a mult să aștepte. Iar când geamul mi-e deschis, să mi te arăți în vis, măi, măi, of, of, ca să pot da de pomană, ca o singură sărmană. Noi lăsați, noi părăsiți, măi, măi,